ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Graur și urmăriți știrile orei 17. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Sortarea și reciclarea gunoiului a devenit o problemă acută în mai multe localități din țară. Unii oameni spun că ar sorta gunoiul, dar nu dispun de pubele speciale. În curțile unor blocuri din capitală, unele terenuri de joacă nu au fost reparate sau înlocuite de aproape jumătate de secol. Autoritățile strâng din umeri și promit că vor analiza starea acestora. Case care se surpă o grăzi lăsate de izbeliște și o liniște apăsătoare. Așa arată unele străzi din localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, ce a descoperit reporterul nostru la fața locului, aflați la știri. Sortarea și reciclarea gunoiului este o problemă cu care se confruntă de mai mulți ani locuitorii din Peresecina, raionul Orhei. Deși dispun de o stație de reciclare a gunoiului care este amplasată în localitate, cetățenii au păreri împărțite atunci când este vorba de sortarea deșeurilor. Între timp, autoritățile locale spun că implementarea proiectului de sortare a gunoiului necesită investiții mari. Sticlă, plastic sau hârtie. Toate aceste deșeuri menajere pot fi găsite la gunoiul ăștia din satul Peresecina, raionul Orhei, care se întinde pe o suprafață de circa un hectar. Aici pot fi găsite tone de gunoi care mai apoi sunt incinerate sau fie sunt transportate la uzina de reciclare a deșeurilor care se află tot în satul Peresecina din raionul Orhei. La gunoiuște autorizate din localitate, deșeurile sunt aruncate fără a fi sortate, dar până să fie aduse acolo, acestea sunt colectate de la porțile sătenilor. Unii dintre locuitorii din Peresecina sortează gunoiul, alții dau vina pe lipsa pubelelor speciale pentru reciclare deșeurilor. Nea Mihai are 51 de ani și tot de atâția ani locuiește în Peresecina. De câteva ori pe lună, la poarta bărbatului vine mașina care colectează gunoiul. Nu sortăm că nu avem tamberoane pentru plastic și pentru gunoi avem, dar pentru plastic nu avem. De atâta nici nu-l sortăm. Noi gunoiul nu-l sortăm, fiindcă nu avem tomberon special pentru... Avem un tomberon care el este universal la tot gunoiul. Dar ne trebuie tomberon ca să-l sortăm, ca să fie un tomberon pentru sticlă, hârtie și mai multe, dacă ar fi un sortat, da? Deocamdată nu-l avem la noi în sat încă. De sortat nu-l sortăm pentru că nu avem unii să-l sortăm. Că dacă erau coșuri de sortare, îl sortam acasă, dar așa vine mașina la două săptămâni, alie tot grămadă. În principiu asta e nu pentru că nu vrem să-l sortăm. Vrem să-l sortăm, dar nu avem unde să-l sortăm. Unii locuitori însă sortează gunoiul chiar și în lipsa unor tomberoane speciale. Da, îl sortez pentru că mi-e bine pentru ecologie. Am trei saci în care pun hârtia, plasticul și sticla. Și când vine mașina cu gunoi, dau trei saci. Da, eu sortez gunoiul că îmi pasă de natură și este un avantaj pentru stațiile de reciclare. Agentul economic din localitate care colectează deșeurile spune că întreprinderea nu dispune de pubele speciale pentru sortarea gunoiului. Ceea ce ține de colectarea de gunoiul menajer nu este o problemă, dar este problema de selectarea. Să are în vedere a plasticului, noi avem o problemă, dar de sticlă și de hârtie este o problemă la momentul dat, fiindcă întreprinderea nu deține unitățile, să le numim tomberoanele specializate în domeniul acesta. Bărbatul spune însă că urmează să le procure peste câteva luni. Probabil aprilie va fi primite ca încercare, ori ca demonstrare, ori ca să putem demonstra la locuitori că se poate decolecta anume plasticul aparte, sticla aparte și hârtia aparte. Autoritățile din Peresecina au lansat un proiect prin intermediul căruia vor să construiască zone speciale de sortare a deșeurilor. Vom construi 6 platforme de sortare a deșeurilor solide, hârtie, sticlă, plastic și deșeuri menajere, pe care le vom instala la instituțiile publice și anume grădinițele, școală primară, liceul teoretic și biserici. În Republica Moldova, potrivit ultimelor date statistice, doar 550.000 de gospodării beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor. Anul trecut, moldovenii au aruncat peste 3 milioane de metri cub de gunoi, adică aproape 4 milioane de tone. În curțile unor blocuri din capitală, încă mai ai senzația că locuiești în Uniunea Sovietică. Asta pentru că terenurile de joacă instalate cu 40 de ani în urmă au fost lăsate de izbeliște, sunt pline de rugină și defecte.
Copiii și părinții care locuiesc în apropiere de astfel de terenuri de joacă se plâng pe starea în care se află topoganele și leagănele. Dacă majoritatea terenurilor de joacă din capitală au fost deja restaurate sau înlocuite, totuși mai sunt și din acele care au o vechime de 30-40 de ani și necesită să fie restaurate. Denis are 10 ani și tot de atâția ani locuiește în sectorul botanic al capitalei. Până acum obișnuia să iasă zilnic în curtea casei, dar din cauza topoganului și a leagănului defect, este nevoit să se joace la terenurile de joacă din alte cartiere. Este ruginit, este deja stricat, este vechi și nu putem să ne jucăm. De pe topogan putem scadem jos. Băiatul spune că și-a rupt de nenumărate ori hainele în cuiele scrânciobului. Pe acest scrânciob pot să mă dau, dar pe celălalt nu pot să mă dau că este stricat și pot să-mi agăț pantaloni. Pe același teren de joacă am întâlnit-o pe Daria, care are 13 ani. Chiar dacă nu își mai petrece timpul liber la topogan, adolescenta spune că ar vrea ca micuții din curtea în care locuiește să se poată distra pe un teren de joacă modern. Mie îmi pare că terenurile sunt prea vechi și copiii nu au posibilitate, sunt ruginite. În loc copiii ieși afară și ei se duc la alte terenuri sau un parc, pentru că aici nu este posibilitate. Părinții micuților sunt indignați că autoritățile publice locale nu întreprind nimic pentru a repara terenurile de joacă. Aceștia spun că până acum au reparat mai multe terenuri de joacă cu propriile resurse financiare. Trebuie să fie făcute de autorități, trebuie să fie făcute mai multe și scrânciuri mai frumoase și poate și un teren de joacă pentru copii, de fotbal, mini-fotbal. Noi, de fapt, ca locatari aici, pe loc, am strâns mână de la mână și am făcut aici acest turnic, paralele, am pus noi câte 200 de lei toți. Și am făcut câte ceva, dar nu putem totul să facem. Nu e amenajat, nu e cum trebuie făcut, fiindcă se vede că lumea cu mâinile lor au făcut aici, cu casele care trăiesc. Pentru copii, sigur că ar trebui ceva mai frumos și mai mulți fii. Am încercat să obținem o reacție de la responsabilii de la primăria Chișinău, însă aceștia ne-au pasat de la un specialist la altul, fără să primim vreun răspuns. Cu 2 luni în urmă, mai mulți membri din grupul Părinți Solidari au semnat o petiție adresată primăriei capitalei, unde menționează despre situația precară a mai multor terenuri de joacă care se află pe teritoriul grădinițelor. Din păcate, autoritățile s-au prefăcut că nu ne aud. Noi am făcut tot posibilul să fim auziți, inclusiv am făcut și o conferință de presă, am lăsat acea petiție online. Până la moment, noi nu avem nicio reacție din partea autorităților referitor la o eventuală renovare sau punerea, cel puțin în discuție la primărie, renovarea terenurilor de joacă din grădinițe. Petiția a fost semnată pe 1 decembrie 2020. Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu s-au autosesizat în acest caz. Unele elemente urbane de pe străzile capitalei nu corespund normativelor în construcție. De această părere sunt mai mulți experți care consideră că bolarzii, dar și alt mobilier urban de delimitare, îngreunează traversarea străzilor pentru persoanele cu deficiențe de vedere și pot duce chiar la accidentare. Pe trotuarele din capitală pot fi întâlnite diverse elemente destinate pentru limitarea șoferilor în a parca neregulamentar. Totuși, am întâlnit cazuri în care semisferele de beton sunt aplasate chiar la mijlocul trecerii de pietoni, fapt care creează pericol de accidentare pentru oameni, în special pentru persoanele cu dificultăți de deplasare. Gheorghe Stalev locuiește în Chișinău de mai mulți ani. Bărbatul are deficiențe de vedere și spune că unele semisfere de beton pot fi detectate cu greu cu bastonul. Să vă zic sincer, am avut și eu traumatism la picior. Că am atins-o cu marginea, bastonul era pe dreapta, eu cu piciorul stâng am atins semisfera și desigur că mi-am traumat și piciorul. Nu m-am adresat la nimic, nu a fost atât de grav, dar nu-i plăcut. Reprezentanții Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dezabilități susțin că elementele stradale din capitală nu corespund cerințelor și normelor naționale în construcții. În primul rând, el trebuie să aibă o înălțime de la 1 metru în sus. Deci, aceste semisfere și chiar urne au până la 40 de centimetri, 30-40 centimetri.
să fie rotunjit sau să prevină accidentarea. A treia cerință e să aibă un contrast vizual față de fundal. Deci dacă trotuarul este alb, în cazul dat, obstacolul ar trebui să fie întunecat. Și a patra cerință se poate fi ușor detectat de persoanele care utilizează bastonul alb. În luna iulie a anului 2020, reprezentanții Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au scos în vizorul societății civile această problemă. Unii agenți economici, chiar văzând ce face primăria, repetă și instalează aceste semisfere și ghiveciuri periculoase. Locuitorii capitalei s-au împărțit în două tabere. Unii spun că nici nu au observat aceste elemente stradale. Alții însă susțin că nu sunt o soluție pentru parcările neregulamentare. Eu personal nu le-am observat până acum, dar ele erau de drăguț, dacă sincer, probabil e un decor suplimentar în orașul nostru. Nu aș fi văzut vreo necesitate de a fi schimbate, dacă sincer. Cred că ar fi un pic în vecinătate, ar fi bine să pună niște pentru orbi. Sunt, de exemplu, când treci strada, la intersecție, în capătul străzii, pe trotuar, dar ar trebui și pe lângă ele, pentru că ele sunt destul de josuți și ar putea să accidenteze cineva. Știți, o mașină, dacă vrea să parcheze oricum, găsești o soluție. Anterior, primarul capitalei Ion Ceban a recunoscut că la acest capitol sunt mari restanțe, iar drept soluție, edilul propunea crearea unui consiliu consultativ pe lângă primărie. Fiind telefonată pentru a comenta situația elementelor stradale, autoritățile de la primărie nu au răspuns la apel. Vor primi o șansă la o viață mai bună. Doi beneficiari ai Centrului de Găzduire și Orientare a Persoanelor fără domiciliu stabil de pe Stradela Haltei din Chișinău vor beneficia de intervenții chirurgicale la picior. Din cauza acestor deficiențe fizice, bărbații nu au putut să se angajeze în câmpul muncii până acum și au ajuns să locuiască pe străzi. Costul pentru aceste operații va fi acoperit de o organizație caritabilă. El este Serghei și are 36 de ani. Bărbatul spune că cea mai mare dorință a lui este să se opereze la picior ca mai apoi să poată munci. Până a ajunge la centrul de găzduire, a lucrat o perioadă de timp în calitate de lemnar. Atunci, banii pe care îi câștiga îi ajungeau pentru cheltuielile lunare. Было бы кому обратиться, я бы давно обратился, конечно, и не жил бы до этого на улице, не спал бы, пока меня полиция не подобрала вот с улицы и не привезли сюда, и на сегодняшний день я сытый, чистый. Însă după ce a rămas fără serviciu, bărbatul a ajuns să locuiască pe străzi. Viața acestuia i-a fost împovărată și mai mult în ziua în care și-a traumatizat piciorul stâng. Din neputința de a acoperi cheltuielile pentru intervenția chirurgicală, bărbatul s-a lăsat în grija centrului în care locuiește. La câteva luni distanță de când a pășit pragul instituției, urmează să îi se facă intervenția de care avea nevoie stringent. Iar după, spune el, va încerca să-și asigure de unul singur existența. Iuh. Реализовать себя дальше, в будущем, обзавестись семьей, так как уже далеко не юноша, и жить, приносить пользу. Vecinul de camera lui Serghei se confruntă cu aceeași problemă de sănătate. Victor s-a născut și a locuit în Chișinău, închiriind o cameră pe banii pe care îi făcea din munca de hamal. Я сломал ногу, шейку бедра. Вот, денег на операцию не было. Привезли в скорую. В скорой спросили страховой полис. Я сказал, у меня его нету. Запросили деньги за операцию. У меня таких денег не было. După ce a stat o săptămână în spital, acesta a ajuns pe străzi. După câteva zile, bărbatul a fost adus de polițiști la centrul de găzduire. Кто даст такие деньги на операцию? Сейчас операция вообще стоит сумасшедших денег. Вот, благодаря директору администрации они сделали страховой полис. Nu are familie, doar câțiva prieteni care nu l-au putut ajuta când acesta a avut nevoie. Angajații centrului ne-au spus că au întreprins mai multe acțiuni pentru ca beneficiarii instituției să primească ajutorul necesar. Administrația centrului de găzduire ne-a spus că polițele de asigurare medicală au fost procurate de către o asociație caritabilă cu care colaborează. Centrul de găzduire și orientare a persoanelor fără domiciliu stabil de pe Stradela Haltei din Chișinău găzduiește 80 de persoane și are o capacitate de 134 de locuri. Chiar eram într-o stare destul de depresie. Starea, nici nu vroiau ca să mergem cu ei la medici. Din lipsa sursei de venit și lipsa
polițe de asigurare medicală, ei de la unii specialiști nu au putut să fie investigați. Case care se surpă, ogrezi lăsate de izbeliște și o liniște apăsătoare. Asta am găsit pe ulițele satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă. Situat pe malul Nistrului, într-o zonă cu potențial economic, cu mai puțin de 50 de ani în urmă, în sat locuiau mai mulți pescari și meșteșugari. Acum însă au rămas doar bătrânii care își amintesc cu tristețe de vremurile de altă dată. Crocmaz este unul dintre cele mai mari localități din raionul Ștefan Vodă. Chiar și așa, multe din străzile satului au devenit pustii de ani buni. Prin anii 60-70, în satul Crocmaz, câte 20 de case noi luau naștere. Erau bătute. Atâția tineri, atâția flăcăi trebuiau să-și fac casă. Sau poate și fietele, mă rog. Așa. Erau locuite toate. Satul nostru avea peste 3.000 de locuitori, dar acum dacă sunt 2.000 și ceva cu copii... Sătenii își amintesc cu dor de generațiile care au locuit în casele deja părăsite. La o nepoată de lor. La familia cum e? Cărăblut. Cărăblut. Cărăblut, bătrâni. Care e bătrâni. S-a putricat și al Petrovici, o trăit. În această casă a locuit cu mai mulți ani în urmă o familie cu mulți copii. Acum, din locuința lor, a rămas doar un zid. În toate case erau câte 5, câte 3, câte 8, câte 10 copii. Erau părinții, în unele case erau chiar și buniei, părinții părinților. Casele erau cu stuf, ferestre mici, dar erau, nu știu cum, calde la suflet, calde la sobă. Cu durerea în suflet, femeia ne-a spus că procentul copiilor nou-născuți este în descreștere. Anul trecut în Crocmaz s-au născut 6 copii, dar au decedat peste 40. E foarte regretabil. Chiar dacă satul se poate mândri cu o multitudine de peisaje naturale, precum Togai, Suhat, Șaba și pădurea Piridirea, oamenii nu sunt motivați să se mute cu traiul în această regiune. Conform ultimului recensământ din 2014, în satul Crocmaz locuiau 2.629 de persoane, în timp ce în anul 2004 erau peste 3.000 de persoane. Pandemia a ajuns și la comercianții din piețele second-hand. Aceștia spun că au micșorat chiar și prețurile, dar cumpărătorii le cam ocolesc tarabele. Unii dintre vânzători și-au scos ultimele obiecte sau haine din case doar pentru a putea să-și achite serviciile comunale și să-și cumpere produse alimentare. În zilele de weekend, în piața de picături de la gara feroviară este îmbulzeală și pentru a profita de acest lucru, vânzătorii de aici au scos cele mai bune lucruri în vitrină, de la haine pentru munte până la jucării și veselă. Deși sâmbăta și duminica vin zeci de clienți, comercianții spun că veniturile sunt mici pentru că în celelalte zile piața este aproape goală. Mătușa Natalia este o pensionară din Chișinău, care de aproape 10 ani muncește la piața de vechituri din apropierea gării feroviare. Femeia vinde hainele pe care nepoțica ei nu le mai poartă. Ea ne-a mărturisit că, înainte de pandemie, avea mai mulți clienți și aduna destui bani pentru cheltuielile zilnice. Acum însă, lucrurile s-au înrăutățit. Pensionat, văd că cu mine 1100 lei. Cac am avut prăjit 1200 lei, поэтому я вот купила столик за 200 лей, и здесь поддержанное. Мне дает дочка от внучки товар, мне дают это, видите, по 5 лей. Нас люди обнищали покупать по 5 лей, по 10 лей. Вот мы пенсионеры, вот мы из этого и имеем. До пандемии мы еще как-то держались. А как началась пандемия, люди обнищали, даже за 5 лей не могут купить. Вы понимаете? Вот здесь базар – это самая реальная жизнь нашего города Кишинева и Молдовы. Într-o situație similară s-au pomenit și alți vânzători. Pentru a atrage clienții, aceștia spun că sunt nevoiți să micșoreze prețurile. Nu mi-am neapărat, le tăiesc peste tot, lucrează. Puțin și puțin vine tal. Și dăm lumea mai face economie. Eu specializat ca scurte și jeans. Prețurile, de la ce sumă până la ce sumă variază? De la 5 lei până la 400. Cum că de 10 oameni vin mai rar la piețele second? Nu au bani, nu au posibilități. Eu lucrez mai mult cu măruntaiuri pentru cusut împletit. Acum e mai puțină vânzare și lumea nu are posibilitatea să se realizeze.
Între ce sumă variază de obicei prețurile pe care, la lucrurile pe care le vindeți? Noi foarte diferite sunt prețurile, da, se începe de la un nasturi de la 10 bănuți și se termină cu 300 de lei kilogramul de ață. Oamenii spun că vin la piața de vichituri din diverse motive. Unii pentru că aici prețurile sunt mai mici, iar alții pentru că vor să găsească lucruri inedite și originale. Ce ai venit la piața Sec? Eu am venit la piața Sec deoarece că am auzit la prieteni, am văzut pe net că cred că poți găsi și un lucruri care în magazine costă sute de lei, dar aici poți să le iei cu bănuți. Ce părere ai despre piețele Second, la general? Părere foarte pozitivă. Eu cred că oamenii care nu au parte de alt venit vin aici, vând unii lucruri care le au ei mai de preț. Am venit astăzi să procur niște cani pentru munte, pentru că am venit și anul trecut și am găsit niște lucruri foarte bune și am decis să vin și anul ăsta. Piața asta e super pentru mine, nu știu, pentru alții. Păi ce mă vă prășliți vădnea în second hand? Потому что я не нашла ремень, который я себе хотела. Я хотела кожаный купить, хорошего бренда. В первую очередь, почему люди покупают в секондах, это связано с сохранением планеты. Потому что эти вещи как бы даются второй жизни, второй жизни, и это помогает нашей экосистеме. În Chișinău există cel puțin 4 piețe unde pot fi procurate produse de mâna a doua. La sfârșitul lunii ianuarie, la Chișinău a avut loc ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului. La eveniment au participat 10 de persoane care au comemorat victimele tragicului eveniment. Exterminarea evreilor și a romilor reprezintă una dintre cele mai tragice, dar și mai puțin cunoscute pagini din istoria Moldovei, spun istoricii. Pe 27 ianuarie, anual, are loc ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului. În acest an, la eveniment, au fost prezente rudele persoanelor decedate, președintele țării, dar și mai mulți șefi ai misiunilor diplomatice. Exterminarea fizică a unui număr enorm de oameni, fără nicio vină, fără judecată, fără drept de apărare, fără respectarea drepturilor elementare. Una dintre victimele Holocaustului este Nea Iosif, care nu a fost prezentă la ceremonia de comemorare, dar a transmis un mesaj emoționant online. Люди, я любил вас, будьте бдительны. Люди, будьте бдительны. Потому что кто-то пытается переписать историю, рассказать якобы, что евреи сами себя убивали. Будьте бдительны. И не позволяйте снова вернуться к тем временам, которые были во времена Холокоста. Șimșon Daniel Isaacson, rabinul comunității evreiești din Republica Moldova, spune că în timpul Holocaustului familia lui a pierdut peste 40 de apropiați. Представьте, что здесь круг родственников. Дяди, тети, бабушки, братья бабушек, братья дедушек. Вся семья, весь мир. Их соседи, их родственники. И это такой целый мир вокруг. И он вот как-то существует. А тут в один миг их вот всех убивают, как бы, да, преследуя, убивают их, сдают их соседи, их люди, которые находились с ними рядом. În vara anului 1941, pe teritoriul Republicii Moldova, existau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, iar în regiunea transnistreană 189. Majoritatea deținuților care se aflau în ghetoul din Chișinău nu au reușit să supraviețuiască, spun istoricii. Evreii se събирали в районы. Эти районы закрывались. В эти районы невозможно было войти, выйти. Такие гетто были в каждом городе Европы, где власть нацистов. Закрытая огражденная территория с башнями. И какой-то квартал района просто выделялся, и там жили только евреи. Закрытый район, их оттуда, быть может, уводили на какие-то работы вне города.
или рабочие точки, но они там жили, называется гетто. Закрытые. И там ясно, что там не было ни еды, да. ничего. И жили, ну, не в трехкомнатных квартирах, да. а, наверное, 10-15 семей в трехкомнатной квартире. În 1897, potrivit istoricilor, la Chișinău locuiau peste 50.000 de evrei, constituind 46% din populația orașului. 50 de ani mai târziu, în oraș au rămas doar 86 de evrei. Deci, în primul rând, femeile, oamenii, în perspectivă, bătrâni și copiii, cei care erau slabi, din punct de vedere fizic, pentru a rezista în fața foametei, în fața secetei, în fața maltratărilor. Respectiv, mulți bărbați tot au suferit, dar cel mai des bărbații erau executați pe loc. Respectiv, aveau loc, spre exemplu, masacrul de la Visternicieni, respectiv se remarcă mai ales în spațiul nostru. În urma crimelor regimului nazist au avut de suferit nu doar evrei, ci și romii. Potrivit cercetărilor istorice, în Moldova au fost omorâți peste 50.000 de romi. Tatăl și sora lui Vasile Drangoi au fost unicii din familie care au supraviețuit în urma masacrului. Cei doi au fost nevoiți să se ascundă pe parcursul mai multor săptămâni în beci și să iasă afară doar pe timp de noapte. Din toată familia s-a salvat numai tăticul din 12 oameni și o soră de Luba. Deci din 12, care eu îi cunosc cei mai apropiați, deci bunei, moși, verișori, dar nu numai familia mea, au fost toate familiile atinse și toate. Potrivit unui raport realizat de către Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului, pe teritoriul țării noastre au fost uciși aproximativ 250.000 de evrei și 12.000 de romi, pe motiv de apartenență etnică. Nou, avem premii și la competițiile internaționale de patinaj artistic pe role. De mai mulți ani, la Chișinău a fost deschisă o școală de patinaj pe role, unică în Moldova. Instituția este frecventată nu doar de sportivii de performanță, ci și de doritorii de toate vârstele. Urbana este un fenomen din ce în ce mai întâlnit pe străzile Chișinăului. Tinerii se adună pentru a petrece timpul într-un mod distractiv, păstrând tradițiile acestei culturi. La Chișinău a fost deschisă, mai mulți ani în urmă, unica școală de patinaj pe role din țară. Zilnic, instituția este frecventată atât de sportivi de performanță, cât și de amatorii acestui sport. Pe teren am întâlnit-o pe Irina, care se ocupă cu acest sport încă din copilărie. Cu rolele am început să mă dau când eram în copilărie, nu este un timp anumit, la 6-7 anișori am început așa la țară să mă dau pe role, care și străzile erau rele și rolele de plastic, indiferent de faptul acesta, primei o plăcere foarte mare, indiferent că străzile sunt rele. În toți anii ăștia mă dădeam pe role, nu regret și îmi place foarte mult, este un efort fizic, ce îți dă adrenalină, poți face multe lucruri, asta e, nu știu, ceva neobișnuit. George are 18 ani și câteva luni în urmă a devenit antrenor. Inițial, tânărul și-a dorit să devină hocheist de performanță, dar din cauza unei probleme de sănătate a fost nevoit să lase acest sport și s-a apucat de patinajul pe role. Am început să mă dau cu role, la început deloc nu-mi plăcea. Până am ajuns la undeva vreo 11-12 ani și am început singur să mă învăț. După am ajuns să fiu în Federația Roller Sport, care tot am antrenori, mă pregătește pentru competiții. Școala de patinaj pe role este frecventată atât de micuți, cât și de pensionari. Чаще всего интересуются последние 2 года точно родители. И причина очень простая. Они приходят покупать детям ролики. И уже так дети попадают в роллер-спорт. А потом, как показывает практика, дети начинают потихонечку затягивать родителей в роллер-спорт. И начинают кататься родители. Все последнее время родители потихонечку отправляют детей покататься с бабушкой, дедушкой в парк.
И дедушка, бабушка смотрят, думают, о, прикольно, и приходят покупать ролики, чтобы кататься с внуками. Irina ne-a povestit că frecventează rollerdromul alături de ceilalți membri ai familiei sale. Mușan с детства очень любил ролики и вот привел меня. Я тоже с ним вместе каталась и вот решил тоже научиться, чтобы вместе с мужем быстро ездить. У меня двое детей, одному 8, другому 11. Уже как бы давно занимаемся и вот участвуют в соревнованиях. А вы участвуете? Я нет. Я только мама, тоже просто хочу кататься, как и все наши члены семьи. Patinajul pe role a început să se dezvolte cu aproape 6 ani în urmă. Din anul 2015, sportivii moldoveni au reușit să ducă faima țării la nivel mondial. Maxim Caraion este multiplu campion al Moldovei la patinaj pe role. Tânărul se antrenează zilnic timp de câteva ore. Eu участвовал în многих чемпионатах. Я шестикратный чемпион Молдовы. Мне нравится в них то, что есть с кем посоревноваться и то есть есть с кем помериться силой. Мне нравится в этом спорте то, что ты рассчитываешь только на себя и можешь поддержать свою команду. У нас есть чемпионат, победа на чемпионате одноконусном серебряном конусе World Slalom Series, то есть это мировая слаломная лига, при ней организовываются в разных странах чемпионаты, и вот у нас уже есть по скоростному слалому золото, у нас есть по среди детей, у нас есть по артистик слалому золото, ну и серебра и бронзы мы тоже насобирали хорошо. Începând cu anul 2020, World Slalom Series a ajuns și în Republica Moldova. Țara noastră a devenit membră a asociației și a obținut permisiunea de a organiza competiții de rating în incinta parcului de la Chișinău. Tot mai mulți tineri din Republica Moldova își creează și dezvoltă propriile afaceri acasă. Printre aceștia se numără și Eugenia Onta, care la vârsta de doar 23 de ani este fondatoarea propriei agenții de design interior din capitală. Antreprenoarea activează în acest domeniu de mai bine de 4 ani, oferind consultanță de la schițe de mobilier proiectate la calculator până la îmbrăcarea spațiilor și darea acestora în exploatare. Pasiunea pentru design a început din adolescență, după care a urmat studiile la Colegiul de Construcții, specialitatea design interior, dar și mai multe cursuri de perfecționare internaționale. Fiind tânăr specialist, de fapt, presupune foarte multă muncă. Este un avantaj pentru că, timp cât ești tânăr, permanent ești în pas cu noile tendințe, dar, desigur, orice profesie are și un dezavantaj. Acesta ar fi pentru că piața din Moldova, în fapt, este destul de specialitatea dată. Cel mai dificil proiect realizat până acum a fost amenajarea propriului apartament. Datorită experienței sale în domeniu, a anticipat tendințele anului 2021 în materie de culori. Este de fapt destul de dificil de a alege materialele și nuanțele și de a proiecta spațiul perfect pentru mine. Pentru că atunci când lucrez cu clienții, știi de fapt ce scop au, ce urmează ei, cum vor să arate. Iar atunci când faci pentru tine, este de fapt mult mai dificil să convingi, să alegi. De-a lungul anilor, cea mai memorabilă schiță a fost un penthouse. Atunci, serviciile sale au fost estimate la aproximativ 9.000 de euro. Un penthouse în centrul Chișinău, în centrul orașului, care are suprafață de 600 de metri pătrați. Bugetul pentru acest proiect a fost estimativ 200.000 de euro pentru a îmbrăca acest penthouse, pentru materialele utilizate, pentru mobilier și pentru manutere, desigur. Chiar dacă a fi designer presupune multă implicare, Eugenia își face timp și pentru pasiunea sa, pictura în ulei. De regulă, lucrările sale sunt dăruite celor dragi sau clienților, astfel încât le oferă un element personalizat de decor. De asemenea, tânăra realizează și picturi murale. Una dintre acestea poate fi admirată de către vizitatori într-un restaurant din capitală. S-a mutat cu traiul în Moldova și și-a împlinit visul cel mai mare. Este istoria fotografului Claudio Licalzi, care s-a născut în provincia Novara din Italia. După mai mulți ani în care a oferit servicii de consultanță în afaceri, a decis să se stabilească cu traiul la Chișinău. De câți ani locuiește în țara noastră și ce vis și-a împlinit, aflați din reportajul ce urmează.
Claudio Licalzi este un fotograf italian născut în provincia Novara. De 8 ani, bărbatul s-a stabilit cu traiul în Republica Moldova. Inițial oferea servicii de consultanță în afaceri, dar când a ajuns la Chișinău, și-a dorit o schimbare. Unde piciorile așa? Exact. Aha. Am lucrat, cum am spus anterior, în mai multe domenii. Am făcut consultanță pentru italieni și proiecte diferite, de la energie electrică, la panificație, la cursuri pentru brutari, pentru pizzerie, m-am ocupat cu multe chestii care nu au nicio treabă cu ceea ce fac acum. Și-a dorit propria afacere, iar pasiunea pe care o avea față de fotografie l-a făcut să-și deschidă propriul studio fotografic la Chișinău. Această pasiune, spune el, o are încă din adolescență. Visul meu era să dezvolt o afacere, tot unde eu decid, unde sunt eu care îl dezvolt și care e responsabilitatea să fie doar a mea. Eu, după toată experiența, deja mai mult de aproape 20 de ani de experiență în așa domeniu, pot să spun că cea mai bine este când tu decizi, ești singur și dezvolți afacerea pe care tu ți-l dorești. Pui, desigur, mult efort, dar când faci ceea ce îți place, practic nu te obosești. Pe lângă fotografii, clienții săi pot beneficia de cursuri de modeling, make-up, lecții de dans sportive și yoga. Aici în Moldova, practic, eu am deschis și o școală, că suntem unici care avem școală. În toate filialele TME, numai în Moldova este școală. Pentru că mi-am dat seama că foarte multe persoane care doreau să devină modele, dar nu au o experiență potrivită și nu au cunoștințele. Și atunci am zis, hai să creăm și școală aici. Și asta a fost o idee, consider, foarte bună, pentru că ne-a dat posibilitatea de a preda, de a crește modelele așa cum sunt standardele noastre. Claudio Licalzi planifică colaborări cu fotografi de talie mondială. E clar că în aceste 2 ani m-am schimbat eu personal ca fotograf, dar totuși vreau să subliniez că eu nu vreau să mă axez, adică la momentul de față fotografia, eu sunt și fotograf, dar timpul meu mai mult acum e dedicat să dezvolt compania în ansamblu, adică cu toate serviciile care noi le oferim. Automobil unic la Floreni, cea mai joasă mașină BMW seria 7 din Moldova, aparține tânărului Nicu Morozan. Proprietarul spune că automobilul are și dotări deosebite, pe care le-a adăugat chiar el. Pentru a afla istoria acestui automobil, vizionați următorul reportaj. Cea mai joasă mașină BMW seria 7 în caroserie E38 poate fi găsită la Floreni. Pe lângă faptul că este unica cu așa fitment, are și dotări deosebite adăugate chiar de proprietar. Pentru a afla istoria desfășurată a acestui automobil, am apelat la Nicu Morozan, care se dedică totalmente prietenului pe patru roți. Este un BMW seria 7 caroserie E38 produs în anul 1999. Vine din uzină cu dotările standard, cutie automată, trapă electrică, display cu TV, sistem de navigare, telefon, fax, scaune de culoare neagră din piele cu încălzire și cotiere, dar confortul nu are limite. Astfel, Nicu a decis să-și construiască automobilul după propriul plac. Eu m-am apucat să adaug, respectiv, mult mai multe, asta fiind deja inclusiv modificările estetice, grila, radiatorului buză, șnițer, la început era Alpina cu Easy Lip, dar deja toată Moldova e plină și am hotărât să fac rost din Rusia de buză AC șnițer. Muzică, fac și parte din clubul Sound Auto Moldova, scaunele electrice, salonul Recusut, modificat complex, fiindcă era culoare neagră, s-a adăugat să fie culoare bej, fiindcă iarăși 38-ul pentru mine, culoare, salonul culoare bej, asta e ce și trebuie să fie. Tonarea a fost scoasă și multe alte modificări. Pentru Republica Moldova, astfel de automobile sunt o raritate, pentru că drumurile nu permit o deplasare eficientă și sigură. Praguri pentru carter, pentru cutie, pentru tot. Adică mergem la, cum se spune, pe muchii de cuțit, facem cruce când ne suim în mașină și
Doamne ajută! Potrivit proprietarului, acest automobil este unic în Republica Moldova și pretinde a fi cel mai jos E38 pe suspensie statică. În viitorul apropiat, Nicu urmează să instaleze suspensia pneumatică, fapt pentru care automobilul va deveni unul dintre cele mai dotate din această serie. La Chișinău a fost lansată o revistă dedicată iubitorilor de animale. Un grup de tineri realizează materiale jurnalistice despre patrupezi. Revista este la mare căutare în rândul deținătorilor de un animal de companie. Mihaela este studentă la psihologie, dar își petrece timpul liber la redacția revistei Pet Gazette. Tânăra scrie de câteva luni despre animale de companie și nu doar. Nu pot să zic că suntem, imediat ce ne-am lansat, suntem mega citiți și suntem mega populari, dar suntem abia la început de cale și cred că putem să fim citiți mai mult, dar trebuie să provocăm interesul cititorilor, dar dacă o să depunem mai multă muncă, o să lucrăm asupra promovării stilului nostru, probabil o să ajungem să fim mai cunoscuți. Cititorul nostru are un animal de companie acasă sau ar vrea să aibă unul? Subiectele abordate în revistă sunt diferite, de la defilări de modă ale pisicilor până la acnea câinilor. Ideea proiectului, zic fondatorii, a venit în timpul unei plimbări prin parc, cu un an în urmă. De împreună cu un coleg de meu, noi ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună să lansăm o revistă care ar fi destinată proprietarilor de animale de casă, iubitorilor de animale de casă. Pentru că în Moldova nu este nici o revistă de genul ăsta, nu este nici un ziar de genul ăsta, nu este nici un portal de informativ de genul ăsta. Și noi am zis, de ce să nu combinăm necesitatea plus cu posibilitatea, capacitatea organizației noastre de a menține o astfel de revistă. Membrii echipei redacționale zic că procesul a fost unul anevoios, însă a meritat efortul. Tipurile de promovare sunt mai reduse, peste tot este nevoie, dispunem de finanțe. Numărul de instrumente care sunt gratuite sau mai puțin costă sunt limitate. Nu sunt finanțe, este un voluntariat, fiecare persoană care activează în birou dat nu primește absolut niciun leu, este ceva ce ne place, ne place să facem, ne place să fim împreună, ne place să creăm ceva frumos. Am împărțit task-urile, cineva a făcut platforma, două persoane și-au luat funcție de redactor, alte două persoane și-au luat funcția de design, de lucru cu imaginea și cu video. Este important să ne înțelegem reciproc. Atunci când cineva nu reușește, altcineva realiza munca în locul persoanei. Revista își propune să ofere informații verificate de către veterani. La moment, Pet Gazette are câteva sute de abonați. Turnul Eiffel va fi vopsit într-o nouă culoare după mai bine de 50 de ani. Asta ar fi cea mai extinsă renovare din istoria sa de 130 de ani, iar scopul ar fi pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Lucrarea de renovare a turnului de 324 de metri ar costa aproximativ 50 de milioane de euro. Europa a înregistrat cel mai fierbinte an din istoria măsurătorilor meteorologice. Temperatura medie a fost în 2020 cu 0,4 grade Celsius mai ridicată decât în 2019. De asemenea, agenția a raportat că concentrațiile de CO2 în atmosferă au continuat să crească la nivel global. În Europa, datele sezoniere pentru iarna 2019-2020 și toamna lui 2020 au arătat că aceste perioade au fost cele mai calde înregistrate vreodată. Iar acum urmează știrile sport. Liga feminină de fotbal din Moldova are un nou președinte. Este vorba de Diana Bulgaru, care a fost votată cu unanimitate de voturi în cadrul adunării generale extraordinare a Ligii Feminine de Fotbal. Diana Bulgaru a devenit recent prima femeie membră în comitetul executiv al FMF. Au fost desemnați câștigătorii la campionatul național de haltere. Timp de două zile, participanții și-au testat rezistența pentru obținerea locurilor de frunte. Medaliații de la Cupa Mondială de anul trecut, Marin Robu și Elena Călcic, au devenit campioni în categoria de greutate 81, respectiv 87 de kilograme. Aceasta a fost o etapă importantă de pregătire înainte de europenele de la Moscova din perioada 3 și 12 aprilie.
Meteorologii au promis temperaturi negative și ninsori pentru acest sfârșit de februarie. Cu mai multe detalii vine colega noastră, Mădălina Grosu. Mădălina, bună ziua, te ascultăm! Bună seara, Cătălina! Bună seara, dragi telespectatori! Meteorologii anunță temperaturi negative, iar pe drumuri se va menține ghețuș. Astfel că noaptea spre sâmbătă, 21 februarie, în raioanele de nord ale țării, noaptea se așteaptă până la minus 5 grade Celsius, iar ziua până la plus 3 grade Celsius. În centrul țării sunt anunțate valori termice de până la minus 4 grade Celsius pe timp de noapte, iar ziua se așteaptă plus 4 grade Celsius. În sudul țării, meteorologii prognozează minime de minus 3 grade Celsius, iar ziua temperatura se va ridica până la plus 5 grade Celsius. În următoarele zile, în țară, cerul va fi parțial înnorat, însoțit de precipitații sub formă de ninsoare. Cam atât despre vremea de afară. Vă doresc un weekend cât mai frumos! Mădălina, îți mulțumim! Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă în continuare!